Premierul României este programat la această oră la a doua doză de ser anti-COVID-19, tot la Spitalul Universitar de Urgență Militar Dr. Calor Davila. Pe 16 ianuarie, șeful executivului a făcut prima doză de vaccin. Florin Câțu a venit atunci la centrul de vaccinare îmbrăcat cu un tricou inscripționat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”. Colega mea, Gabriela Mihai, se află și ea la Spitalul Militar și ni se alătură cu date suplimentare. Gabi, te ascultăm! Am găsit în urmă cu doar câteva minute, a ajuns la Spitalul Militar premierul Florin Câțu. Acesta se duce în cabinetul medical, acolo unde îi va fi administrată cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID, o doză din vaccin Pfizer. Știm că așa a făcut și prima dată și iată că la 21 de zile a venit momentul rapelului. Iar în aceste momente se fac pregătirile astfel încât să-i fie administrată cea de-a doua doză. Ca și prima dată, după ce este administrată această cea de-a doua doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-19, va rămâne sub supraveghere medicală 15 minute aproximativ, astfel încât cadrele medicale să monitorizeze situația în cazul unei eventuale reacții adverse. Ulterior, premierul Florin Câțu va face și declarații de presă și vorbim despre declarații importante în contextul în care am văzut că ieri Ministerul Sănătății, de exemplu, raporta greșit o reacție adversă a unei asistente medicale din Vâlcea și ulterior a venit cu alte precizări. Vom vedea până la urmă cum se fac aceste raportări și în baza aceea, având în vedere faptul că sunt extrem de importante. Până acum au fost vaccinate cu cea de-a doua doză aproximativ 165.000 de persoane, iar cei care au monitorizat și reacțiile adverse au transmis că până acum nu s-au înregistrat foarte multe reacții adverse care să fie foarte grave, acestea intervenind în general la doza de rapel. Vom vedea așadar care vor fi declarațiile premierului Florin Câțu în scurt timp, după ce acestuia îi va fi administrată cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID-19.